Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Mulțumesc. Doamne, vreau să-ți mulțumesc. În fața ta să-ți vin. Vreau doar un lucru, o, Doamne, să-ți spun. Mulțumesc. Mulțumesc. Tu, Doamne, mi-ai dăruit chiar și acel lucru ce nu-l pot vedea. Mulțumesc. Mulțumesc. Inima ți-o dau și cântecul meu mâine mi-nalți îți glorie. Mulțumesc. Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Mulțumesc. Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Multe tu, Doamne, mi-ai dat, mi-ai scos și moarte și m-ai mântuit. Mulțumesc. Mulțumesc. Tu, vina mea, ai iertat, durerea și boala tu le-ai luat. Mulțumesc. Mulțumesc. Inima ți-o dau și cântecul meu mâine mi-nalți îți dau glorie. Mulțumesc. Doamne, vreau să-ți mulțumesc. 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 Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Domnul ne-a creat după chipul Său, El ne-a învățat să urâm ce-i rău, să nu ne mai întoarcem pe unde a fost, că n-are niciun rost. Nu mai vrem în lume să rătăcim, vrem neazi viața cu El să trăim. Tot ce avem să punem în mâna Lui, în mâna Domnului. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Nu putem să știm dacă mâine în zori va fi o zi cu soare sau o zi cu nori. Știm întâi că Domnul va fi cu noi la bine și nevoi. Hotărâți înainte vom alerga, spre cerul zi de zi ne vom înălța. Nici o clipă nu vom privi înapoi, căci Domnul e cu noi. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.
dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Lui. Onorat și binecuvântat să fie Dumnezeu! Frați și surori, în această primă zi a anului 2014, ne aflăm la locul de închinăciune și am vrea să-L onorăm pe Dumnezeul nostru. Domnul a spus lui Moise în felul următor, în Levitic 23 și versetul 23, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, în luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Noi în seara aceasta n-am venit ca să aducem jertfe înaintea lui Dumnezeu, am venit să-i aducem lauda buzelor noastre. Așa cum declară Moise mai târziu în Psalmul 90, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și în această primă zi a anului în care am intrat, aș dori ca îndurarea lui Dumnezeu să fie peste viața noastră. Să ne încredem în brațul lui Dumnezeu pentru tot ce are Domnul pregătit și pentru sărbătoarea închinării noastre înaintea Lui, să aducem laudele buzelor noastre, închinarea inimii noastre și ne rugăm pentru slujba divină din seara aceasta, ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Vă invit așa cum stăm cu toții să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru! Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus.
E tot din tot de casa mea, să ajung acolo eu aș vrea. Mi-e dor, mi-e tot de tatăl meu, aș vrea să-l văd pe fiul său. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Aș vrea, aș vrea să ajung de grab, să mă aplec la plecă, să-i spun atunci că am biruit, să-i mulțumesc că m-a iubit. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Să plec, să plec de aici de jos, să ajung în țara lui Hristos. Că eu aici am suspinat, acolo voi fi mângâiat. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Mai ai puțin, mai ai puțin, și după tine eu vin. Mai rată până s-a împlinit cuvântul sfânt din prorocii. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Anul 2014, un an care să ne ajute Dumnezeu să mergem după Iisus. Un an în care îndurarea lui Dumnezeu să fie văzută peste viețile noastre. Vă spun fiecăruia din dumneavoastră un bun venit la închinăciune după masa aceasta. Pentru cei tari suntem în casa Domnului, pentru cei doborâți de mâncare nu sunt aici. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de fiecare și pe toți, Domnul să ne binecuvinteze. Dar pentru care suntem în casa lui Dumnezeu, aș vrea ca să ne închinăm înaintea Domnului. Ce ziceți dumneavoastră? Poate Dumnezeu în seara aceasta să facă o minune între noi? Poate Dumnezeu să mântuiască și într-o seară ca aceasta? Poate într-o seară ca aceasta Duhul Sfânt să învioreze inimile noastre? Am învățat în călătoria spirituală ca dumneatale. Că atunci când îl aștepți pe Dumnezeu, nu contează că ești așa cum eram într-un basement în Austria, într-una dintre bisericile de la Krems, fratele Relu, fratele Samu, și mă înțeleg foarte bine, și era o grupă de roacă în rol care făceau repetiție înainte ca noi să mergem să avem slujbă divină. Era singurul loc care pe vremea aceea frații l-au găsit. Și am găsit, stimații mei, că și după o grupă de muzică rock, dacă te închini lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să mântuiască suflete. Acolo, în basementul acela, au venit familie după familie, care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, au simțit cercetarea Duhului Sfânt și au spus, vrem să ne predăm lui Dumnezeu.
Cu atât mai mult noi în casa Domnului în seara aceasta nu putem să zicem, Doamne, fă ploaia Duhului Sfânt să vină peste noi. Suntem sătui, suntem obosiți, ne-am sculat ca mine poate mulți la 12, la 1, la 2, la 3, poate cei mai tineri, cred că mă opresc la 3. Dar ăsta e adevărul și mulțumim lui Dumnezeu că e așa. Dar în seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să învioreze și să binecuvinteze viața noastră. Dumnezeu să ne facă după credința noastră. Și Domnul să ne mărească credința. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele Vasile Lup, dânsul a mai fost în mijlocul nostru, îi mulțumim că este încă o dată cu noi și Adi de asemenea, frații Pal și pe fiecare din dumneavoastră care sunteți împreună cu noi, toată biserica zicem Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să vă invit să luați câteva clipe, să-i salutați pe cei din jurul dumneavoastră, nu înainte să fac anunțul, corul mix va lăuda pe Domnul, frații Pal cu un set de două cântări, fratele Adi Lup cu o cântare și apoi Youth Choir va lăuda pe Domnul. Dați mâna unii cu alții și apoi ocupați locurile.
Slăvit să fie Domnul! A mai trecut o filă, a mai trecut un an din viața noastră și din partea familiei, a fraților Pal, a misiunii fraților Pal cu muzica, noi vă urăm multă sănătate și binecuvântare în anul care ne stă în față și Dumnezeu, care știe totul, să ne binecuvânteze de plin și în anul acesta. Mai avem un an de îndurare, un an de pocăință. Dumnezeu să ne binecuvânteze și în anul acesta. Amin. Anul vechi fruntea-și-a pleacă și-i scria lui finit, rămânând doar amintirea din ce-a fost, cum ai trăit. Fila-i ultimă se-ntoarse ca un pas așa grăbit. Domnul astăzi ne întreabă cum și ce noi am zidit. Se duc anii fără să vrei și de-au fost buni și de-au fost răi. Rămâne doar ce-ai făcut pentru Iisus. Se duc anii fără să vrei și dau că au fost buni și dau fost răi. Rămâne doar ce ai făcut pentru Iisus. Azi la cumpăna de vremuri Domnul bate iar ușor. Amintește-ți că s-a pus e aproape tuturor. Amintește-ți de iubirea, grija care ți-a purtat. Jertfa dui o mulțumire pentru tot ce El ți-a dat. Se duc anii fără să vrei și de-au fost buni și de-au fost grei. Rămâne doar ce ai făcut pentru Iisus. Se duc anii fără să vrei și de-au fost buni și de-au fost răi. Rămâne doar ce ai făcut pentru Iisus. Recunoaște-i bunătatea, brațul-i care te-a purtat. Și pe soare și-n furtună Dumnezeu El a vegheat. El nu doarme, El nu tace, El aminte ia la tot. Și o carte scrie în ceruri, răsplătiri să dea la tot. Se duc anii fără să vrei și de-au fost buni și de-au fost răi. Rămâne doar ce-ai făcut pentru Iisus. Se duc anii fără să vrei și de-au fost buni și de-au fost răi. Rămâne doar ce-ai făcut pentru Iisus. Ușa ce astăzi închide nu e un sfârșit etern. Pentru mulți o alta nouă se deschide fără să vrei. Ce stă în puterea vrerii
e ce alegi cum să trăiești, pentru cer sau pentru fire, pe altar ce să jertfești. Se duc anii fără să vrei, și de-au fost buni și de-au fost răi, și rămâne doar ce ai făcut pentru Iisus. Se duc anii fără să vrei, și de-au fost buni și de-au fost răi, rămâne doar ce ai făcut pentru Iisus. Noul an e o enigmă, e un mult necunoscut, sau e poate doar puținul care-i dat să-l fi avut. Dăruiește-ți viața-ntreagă, de-i o zi sau de-i un an. Pentru Iisus tu lucrează, neobosit an după an. Se duc anii fără să vrei, și de-au fost buni și de-au fost răi, rămâne doar ce ai făcut pentru Iisus. Se duc anii fără să vrei, și de-au fost buni și de-au fost răi, rămâne doar ce ai făcut pentru Iisus. Amin. Rămâne ce-am făcut în El. Nu rămâne altceva decât ce-am făcut în El. Pentru că toate celelalte sunt păstrate, așa scrie Biblia, pentru foc. Dar ce-am făcut în El va rămâne și va dăinui veșnic. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fii tot rece. Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fii tot rece, când încă auzi chemarea sa. Domnul să ne ajute. Amin. Numărăția tale zile bine, omule, când încă mai trăiești, sfânta înțelepciune care vine, de la Domnul tu s-o dobândești. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, când încă auzi chemarea sa. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, cât încă auzi chemarea sa. Fiecare avem un loc în vie, nimeni să nu stea nepăsător. Roadele sunt gata în câmpie, Domnul caută secerător. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, cât încă auzi chemarea sa. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul
trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, cât încă auzi chemarea sa. Azi e ziua când încă răsună vocea lui Iisus, chemând cu drag. Voi n-o fi, n-o fi o slugă bună, tu înainte al credinței stian. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, cât încă auzi chemarea sa. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, cât încă auzi chemarea sa. Răsplătirea e așa de mare, ți-o va da chiar Domnul Iisus. Vei primi un nume nou de care te vei bucura fără apus. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, cât încă auzi chemarea sa. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, Domnul vrea cu tine a lucra. Anul vine, anul trece, nu sta în loc, nu fi tot rece, cât încă auzi chemarea sa. Un an prin noi, a fost și soare, a fost și noi, singur nu eram, eram amândoi. În nopțile pustii și reci, și-n zilele cu nori pe cer, doar tu, Iisus, m-ai ajutat. Vreau acum la sfârșit de an o rugă să-ți înalț și să-ți spun: îți mulțumesc pentru acest an, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Mulțumesc pentru acest an. Am mai trecut prin viața mea vreme bună, vreme rea,
toate era în mâna ta. Iubirea tu mi-ai arătat, inima mi-ai înălțat, în toate tu m-ai binecuvântat. Vreau acum la sfârșit de an o rugă să-ți înalți și să-ți spun: îți mulțumesc pentru acest an, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat, îți mulțumesc că niciodată singur nu m-ai lăsat, îți mulțumesc pentru acest an. Și în anul care vine vreau să fiu iar cu tine. Viața mea o las în mâna ta. Îți mulțumesc pentru noul an, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat, îți mulțumesc că niciodată singur nu m-ai lăsat, îți mulțumesc pentru noul an, îți mulțumesc pentru noul an. Amin.
invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Deși am schimbat împreună felul de a citi Noul și Vechiul Testament anul acesta, avem totuși programat pentru fiecare zi de citit ceva. Prima zi a anului avem programat Genesa, un singur capitol, capitolul 1. Haideți să-l citim și cu atenție să lăsăm pe Duhul Sfânt să vorbească inimilor noastre. Genesa, capitolul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut o întinderea și ea a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de apă a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pom care fac rod și care își-au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, care să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii, și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume, luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întunere. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Dumnezeu a zis să mișune apele de vițuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate vețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis,
Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră, iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor viețietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. Vă invit, așa cum stăm în picioare, să ne închinăm înaintea Domnului printr-o cântare și de asemenea cu darurile noastre de bunăvoie. Prima colectă a anului 2014, Dumnezeu să binecuvinteze dădătorul voios și Dumnezeu să primească închinăciunea noastră. Amin. Fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Săpat eu sunt pe mâna sa și pe-a lui inimă sunt scris, iar când în ceruri el va sta, pârâșul meu va fi învinț, pârâșul meu va fi învinț. Satan când mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, privesc la Domnul stânca mea, ce-a șters pe cruce al meu păcat. Fiindcă Domnul a murit, eu am ajuns neprihănit, dreptatea sa îndeplinit, prin moartea lui sunt mântuit, prin moartea lui sunt mântuit. Și iată mielul înălțat, cel nepătat, neprihănit, cuvântul viu și întrupat, e rege al regilor slăvit. Unit cu el nu voi muri, cu sânge m-a răscumpărat, voi fi cu el în veșnicii, cu Domnul meu glorificat, cu Domnul meu glorificat. Invit să vă reocupați locurile. Corul mixt pentru următoarele momente muzicale, după care salutăm pe fratele Costica Antemie de Los Angeles, va avea o cântare spre slava Domnului. Frații Pal, de asemenea, cu un set de două cântări, fratele Adi Lup și, din nou, de asemenea, corul de tineri va lăuda pe Domnul. Thank you.
Domnul să binecuvânteze biserica în seara aceasta. Sunt într-o excursie de 2 săptămâni plecat, am fost să văd pe fratele meu la Seattle, pe Vasile, surorile de la Portland, și sunt împreună cu un prieten de-a meu din Brisbane, Australia. Și zic ca Dumnezeu să binecuvânteze de seara aceasta și vrem să slăvim pe Domnul cu o cântare, care știți, cântați împreună cu noi. Veniți, veniți popoare, veniți cu toți să ne închinăm, că s-a născut un rege astăzi în Betleem. Veniți, veniți, popoare, veniți cu toți să ne-nchinăm, că s-a născut un rege astăzi în Betleem. Cu magii de altă dată la Iesle Sfântă să alergăm, cu inime voioase să-i cântăm Osana, aleluia, 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 Iisuse fi lăuda, aleluia, aleluia, Mesia fi binecuvântat, aleluia, aleluia, Iisuse fi lăudat, aleluia, aleluia, Mesia fi binecuvântat. Stea călăuzitoare, stea ce de mii de ani lucești, condu-ne către locul unde împărățești. Cu îngerii din ceruri a noastră inuri să unim, și pentru veci în slavă să-i cântăm Osana, aleluia, 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 Iisuse fi lăudat, aleluia, aleluia, Mesia fi binecuvântat, aleluia, aleluia, Iisuse fi lăudat, aleluia, aleluia, Mesia fi binecuvântat. Veniți, păstori din vale, lăsați acum turma de oi, veniți la sărbătoare, Dumnezeu este cu noi. Lăsați doar hăucuria să vă inunde inima, că s-a născut Mesia, Osana, Osana, aleluia, 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 Iisuse fi lăudat, aleluia, aleluia, Mesia fi binecuvântat, aleluia, aleluia, Iisuse fi lăudat, aleluia, aleluia, Mesia fi binecuvântat. Amin. Slăviți să fie Domnul!
E adevărat că de anul nou, mai puțin sau mai mult, unii dintre noi facem rezoluții, facem niște jurăminte de alea noastră. Anul ăsta nu mai fac cu tare, nu mai fac cu tare, nu o să mânc atâta, vreau să slăbesc, să mai dau după mine, sau sunt, știți dumneavoastră care sunt rezoluțiile la mulți. La americani de multe ori auzi, asta e prima pe listă, I wanna lose weight. Noi vrem să-L lăudăm pe Domnul. De un lucru ce îmi pare rău în viață, că n-am cântat cât a trebuit. Dacă Dumnezeu ne-a dat talentul acesta, adesea ori cântam cântarea aceea lui fratele moldovan, îmi pare rău după cântarea ce n-am cântat când trebuia. Că atâtea inimi întristate atunci se puteau mângâia. Fiecare dintre noi avem probabil alte lucruri după care ne pare rău, dar Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne miște inima noastră și să ne spună, pocăiește-te, mai avem o clipă, mai avem un an de îndurare, haideți să ne întoarcem înaintea Lui cu pocăință. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Amin. Când mă gândesc cum a trecut, m-ai dăruit, puteam lucra, dar și mai mult, dar tot mereu eu îmi ziceam, mai este timp, mâine lucrez și zăbăveam. Acum observ ce s-a întâmplat cu acel mâine, cerescul har mi l-a furat. Cât am pierdut când n-am lucrat, mai iartă-mă, o, Doamne bun, Tu încă o dar știu că Tu, cu a Ta iubire, ai fost și ieri, vei fi și azi, și vei fi mâine. Dar știu că Tu, cu a Ta iubire, ai fost mereu și în viitor vei fi cu mine. Dar știu că Tu, cu a Ta iubire, ai fost și ieri, vei fi și azi, și vei fi mâine. Dar știu că Tu, cu a Ta iubire, ai fost mereu și în viitor vei fi cu mine. Știu, vine o zi când nu va fi nici ieri, nici azi, ci doar prezent în veșnicii. Voi fi și eu, Doamne, cu Tine, de
aceea vreau ca tu să ai milă de mine. Căci tu știi totul, tot despre mine. Unde sunt azi, ce am fost ieri, ce voi fi mâine. O șterge-mi azi totul ce-i rău. O șansă am și aceasta e sângele tău. Dar știu că tu, cu a ta iubire, ai fost și ieri, vei fi și azi, și vei fi mâine. Dar știu că tu, cu a ta iubire, ai fost mereu și în viitor vei fi cu mine. Dar știu că tu, cu a ta iubire, ai fost și ieri, vei fi și azi, și ești și mâine. Dar știu că tu, cu a ta iubire, ai fost și ieri și în viitor vei fi cu mine. Cred că Dumnezeu merită lăudat în orice vreme și în orice timp. Cântarea noastră la cor spune: Doamne, te voi lăuda, te voi binecuvânta, căci ai fost de partea mea într-o vreme atât de grea, Doamne, cu iubirea ta. Dacă Dumnezeu n-a fost de partea ta până aici, să nu cânți. Dar te rog, dacă Dumnezeu a fost cu tine la corul acestei cântări, haideți să cântăm cu toți. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. M-am rugat ca și psalmistul, ca să-ți pleci urechea ta, să trec munții, să trec piscul care-mi stă înaintea mea. M-am rugat în strântorare și spre tine eu strigam, când n-aveam nicio scăpare, eu în rugă așa ziceam: Doamne, te voi lăuda, te voi binecuvânta, de partea mea într-o vreme atât de grea. Doamne, te voi lăuda, te voi binecuvânta, căci tu ești de partea mea, Doamne, cu iubirea ta.
nu mai prin puterea ta. Muntele eu pot să-l sui, piedici multe în calea mea, prin cuvânt tu le supui. Doamne, tu ești stânca mea, locul și adăpostul meu. O, ascultă-mi ruga mea și suspinul când mi-e greu. Doamne, te voi lăuda, te voi binecuvânta, căci tu ești de partea mea. Într-o vreme atât de grea, Doamne, te voi lăuda, te voi binecuvânta, căci tu ești de partea mea. Doamne, cu iubirea ta, tu-mi-ești turnul de scăpare, unde eu mă adăpostesc de săgețile arzătoare. Ajutor și scut primesc. Doamne, bunătatea ta îmi e sprijin și ajutor. Zilnic eu te voi chema să-mi rămâi ocrotitor. Toți, Doamne, te voi lăuda, te voi binecuvânta, căci tu ești de partea mea. Într-o vreme atât de grea, Doamne, te voi lăuda, căci te voi binecuvânta, căci tu ești de partea mea. Doamne, cu iubirea ta. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Pe sâncă sus sau în adânc de văd,
când e, oriunde aș fi dus, chiar în cuptor de foc de aș fi pus, în suferit și-n bucurii, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea. Pe stâncă sus sau în adânc de voi, lovit de val, ajung la mal. Cerescul Tată m-a călăuzit. Și când nu înțeleg, eu voia Lui întotdeauna aleg, că-și doar așa, prin slava Sa, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă încred în El, El știe mea. Pe stâncă sus sau în adânc de voi, lovit de val, ajung la mal, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în călăuzi.
Psalmul 50, începând cu versetul 1, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului în seara aceasta prin fratele Vasile Lup, pe care dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Pagina Bibliei 581. Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă și toți aș vrea să spunem amin. Vă invit respectos să ocupați locurile și ascultăm cuvântul Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. E tare greu să predici după asemenea cântări. Știu că cântările trec tare bine. Și ca să predici după așa cântări, trebuie să fii un mare predicator. Și nu-s printre acei. Sau de multe ori și ascult predicatori scumpi și câteodată îmi vine nici să nu mă mai ridic la amvon. Dar, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, dacă nu vestesc Evanghelia, atunci îi vai de mine. De aceea îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Pentru că vrând, nevrând, ori lucrii, ori stai, viața se duce. Cum a trecut așa de repede timpul de când suntem aici în casa Domnului, așa se va duce și anul acesta, cum s-a dus anul trecut. Și intrând în noul an, doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze adunarea aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii de aici, să-i umple de puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din adunarea aceasta, părinți, copii, bunici și pe toți să ne învrednicească ca anul acesta să fim mai harnici în lucrarea Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta pe toți. Amin. Avem un Dumnezeu care nu tace, un Dumnezeu care vorbește. Dacă El nu vorbea, așa cum se citea din Genesa 1 în această după masă aici, ne-am uitat și poate am cântat acea cântare, n-am mai cântat de fapt. Ce-ar fi făptura fără tine, mântuitorul meu iubit? Ce-aș fi de n-ai fi tu în mine cu harul tău nemărginit? Aș fi o albie uscată pe unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată fără de rost prin lumea toată. Așa aș fi. Dar slavă ție, tu-mi ești a vieții bogăție, comora harurilor vie, ce mă inundă pe vecie. Binecuvântat să fie numele Domnului, care ne vorbește, vorbește și dacă a vorbit, ochii noștri pot să privească
lucrările pe care Dumnezeu le-a creat, le-a făcut la cuvântul său, așa cum spunea psalmistul, tu zici și se face, poruncești și ce poruncești tu ia ființă. Binecuvântat să fie Domnul! Vedeți, Dumnezeu nu e un idol ca și al neamurilor, cum spunem Psalmul 115, că idolii neamurilor sunt argint și aur, au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, au mâini și nu pipăie, au picioare și nu umblă cu ele, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Dumnezeul nostru face tot ce vrea în ceruri și pe pământ. Și avem un Dumnezeu care vorbește, care nu tace. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem cum ni se duc nouă anii ca un sunet. Se schimbă anii, se schimbă zilele una după alta, însă Dumnezeu rămâne același. Ieri, azi și în veci. El nu se schimbă, El nu îmbătrânește. El, de fapt, nici nu numără anii cum îi numărăm noi. Înaintea lui Dumnezeu, 1000 de ani ca și ziua de ieri, care a trecut, și El nu numără ca și noi anii. Dumnezeu vorbește, dragii mei, și cum spunea în Iov, capitolul 33, versetul 14, că vorbește omului când într-un fel, când într-altul. Când oamenii sunt cufundați în somn adânc, Dumnezeu le vorbește. Ei se odihnesc și dimineața se trezesc. Le vorbește copiilor, le vorbește bătrânilor, le vorbește împăraților prin vise. I-a vorbit lui Iosif și a spus fraților săi și a spus mamei sale visul tatălui său. Și n-au înțeles nimic. Și au spus, iată, când s-a apropiat de ei, când a fost trimis Iosif la frații lui, iată vine făuritorul de vise. Nu el era. Să-l omorâm, spuneau ei. Însă acela care i-a dat visul a avut grijă să se și împlinească. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, când ne vorbește El, să luăm seama. Amin? Vorbește Dumnezeu când ne uităm la creație, așa cum se spune aici. Psalmistul spunea în Psalmul 19, cerurile predică, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia despre El, o noapte dă de știre alteia despre El și acestea fără vorbe, care să fie auzit vorbind, dar totuși răsunetul lor străbate tot pământul. În ceruri El a întins un cort soarelui și soarele care iese din odaia Lui se aruncă în drumul Lui cu bucuria unui viteaz. Nimic nu se ascunde de căldura Lui. Dumnezeu vorbește prin natură. În Roman, capitolul 1, versetul 20, spune că în adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți oamenii. Dumnezeu a vorbit fiecărui om care a trecut pe planeta aceasta prin răsăritul soarelui, prin apusul lui, prin
însuși cugetul lui, despre care spune cuvântul că ori se învinovățesc, ori se dezvinovățesc înaintea lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu, dragii mei, a vorbit în mod deosebit lui Israel când i-a scos din țara Egiptului la muntele Sinai. A vorbit Dumnezeu lui Israel când muntele acela se cutremura din temelii, când era foc acolo pe munte. Nu numai că Dumnezeu a vorbit atunci, dar a și scris cu mâna lui să rămână pentru Israel mărturie cele 10 porunci scrise de însăși mâna Dumnezeului celui preanalt, cele 10 porunci pe cele 2 table de piatră. Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a scris. Apoi, în Evrei, capitolul 1, cu versetul 12, spune că după ce a vorbit Dumnezeu în vechime, în multe feluri, în multe chipuri părinților noștri, la sfârșitul veacurilor, ne-a vorbit prin însuși Fiul Său, Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui! S-a coborât Hristos Domnul și a locuit printre oameni plini de har și de adevăr. Și ucenicii au văzut slava Lui și au mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit prin Hristos Domnul. Apoi, vedem că Dumnezeu, dragii mei, ne vorbește și nouă în zilele noastre din astăzi, prin cuvântul Lui. Scripturile mărturisesc despre Hristos Domnul. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, spunea Sfântul Apostol Pavel lui Timotei că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Apoi Sfântul Apostol Petru spunea și el în 2 Petru 1 cu 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt, lăudați să fie Domnul. N-au vorbit oamenii de la ei, n-au vorbit. S-a ridicat un împărat, ne spune Cartea Faptele Apostolilor, Irod, la un moment dat, s-a îmbrăcat în hainele lui împărătesc și a ieșit în fața mulțimii să le vorbească, în fața palatului. Și oamenii au spus, vrem glas de Dumnezeu și nu de om. S-a coborât un înger și l-a lovit acolo și a murit pe loc mâncat de viermi. Fie ca bunul Dumnezeu să ne facă sensibil și să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu și să îl ascultăm și nu numai atât, ci să îl împlinim. Doamne, ajută-ne! Amin? Am stat și m-am gândit, oare de ce vorbește Dumnezeu? Și m-am uitat în Scripturi și am găsit atâtea motive pentru care Dumnezeu vorbește omului. În Iov, capitolul 33, versetul 17-18, spune că vrea Dumnezeu să abată pe om de la rău. Și îi vorbește, omule, tu trebuie să lași răul și să faci binele. Să-l ferească apoi de mândrie, că omul e îndreptat spre acest făgaș al mândriei de multe ori. Să-i păzească apoi sufletul din locuința morților, să se îndrepte și să se întoarcă de la păcat. Și apoi spune Iov, dacă ascultă ce-i vorbește Dumnezeu și se supun, oamenii își sfârșesc zilele în fericire și în bucurie.
dacă nu ascultă, vor pieri uciși de sabie în orbirea lor. Dumnezeu, dragii mei, vorbește omenirii pentru că vrea să o întoarcă de pe calea cea rea. Vrea să întoarcă păcătosul de la calea lui, spunea în Ezechiel, pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Apoi Dumnezeu striga prin profetul Isaia, capitolul 55, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Striga Dumnezeu tot prin Isaia, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Vorbea Domnul cu poporul Israel, de vor fi păcatele voastre roșii, cum e cărămizul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca din cele mai bune roade ale țării. Veți fi cei mai binecuvântați oameni de pe pământ. Dar dacă nu veți voi să ascultați de sabie, veți pieri, căci nu Isaia, nu un păstor, nu Vasile, ci, spunea, gura Domnului a vorbit. O, ce tragedie a fost! Dacă m-am uitat în Sfintele Scripturi, am văzut atâtea exemple de la strămoșul nostru, Adam, care i-a pus înainte Domnul binele, i-a pus raiul și i-a dat o singură poruncă, ai grijă din pomul acesta, să nu te atingi de el, să nu mănânci din el. Și de la el încoace m-am uitat la oameni care au ascultat de porunca Domnului și la oameni care n-au luat seamă la cuvântul Domnului. Dumnezeu i-a vorbit unui împărat păgân, lui Nebucadnețar, la vremea aceea printr-un sfânt, printr-un om prea iubit și scump, care l-avea sfetnic în curtea și la curtea regală. Și a spus, am un sfat, împărate, pentru tine, și tare mi-ar place să-ți placă și ție sfatul meu. Auzi, pune capăt păcatelor tale, rupi-o cu nelegiuirile tale, ai milă de cei nenorociți și poate ți se vor lungi, ți se va lungi fericirea. Și Nebucadnețar a așteptat să mai treacă un an. Nu știu dacă s-o mai fi gândit, dar după un an de zile ne spune cuvântul Domnului că s-a suit pe palatul său, pe terasă, și s-a uitat la împărăția lui și a spus, nu sunt eu împărat, nu eu am făcut toate aceste lucruri spre slava măreției mele. I s-a înălțat inima, n-a vrut să ia aminte la sfatul care venea din partea Domnului. Și a trebuit acel împărat să fie alungat de pe tronul său, să fie și să locuiască la un loc cu fiarele câmpului, să-i crească părul pe el ca și penele vulturului și unghiile să-i crească ca la păsările cerului, până când să treacă apoi 7 ani, să lude roa cerului și după 7 ani, spunea împăratul, mi-am ridicat ochii spre cer, mi-a venit mintea la loc și am recunoscut
că nu sunt decât un om și există un Dumnezeu care mi-a vorbit, la care n-am luat seama, s-a trezit târziu, însă Dumnezeu a avut milă de el și l-a pus din nou pe scaunul împărătesc, i-a dat din nou sfetnicii, însă m-am dus la un altul, timpul aproape a trecut, la un alt împărat. De data aceasta, nu dintre neamuri, nu păgân, la primul împărat al lui Israel, care a fost pus în chip minunat de Dumnezeu pe tron. Era frumos, era înalt și a vorbit Dumnezeu și a fost printre proroci și Duhul Domnului a venit peste el și a vorbit Dumnezeu. Prin Samuel i-a spus, du-te și așteaptă-mă la Gilgal, că voi veni acolo să aducem jertfă Domnului. Era uns ca împărat deja și a venit oastea filistenilor în prejurul lui, oamenii au început să se ascundă, să părăsească și Saul când a văzut lucrul acesta a spus, aduceți-mi arderea de tot, dacă sunt împărat pot să fiu și preot. Și a adus arderea de tot și între timp a sosit Samuel și i-a spus, ai lucrat ca un nebun. Și vorbește din nou Dumnezeu, mi-aduc aminte, spunea Dumnezeu, cum Amalec n-a lăsat pe Israel să intre în țară, s-a bătut cu ei, le-a astupat drumul și nu a lăsat să treacă spre țara promisă. Du-te și nimicește cu desăvârșire, de la oameni, femei, copii, prunci, tot, să nimicești oi, boi, vite, tot ce aparține de acest popor să fie nimicit și se duce și poporul cruță oile care erau mai bune, boi care erau mai buni, împăratul îl cruță pe împăratul, pe Amalec și vine din nou Samuel și îi spune când el a spus că poporul a ales cei mai frumos să aducă jertfă Dumnezeului tău. Dumnezeu îi spune că ascultarea de cuvântul Domnului face mai mult decât toate jertfele. Și îl vedem pe omul acesta, pe Saul, că se află din nou într-o postură foarte, foarte delicată, înconjurat de dușmani, strigă către Dumnezeu și Dumnezeu tace, nu-i mai vorbește. Ce rău lucru, mai rău nu se poate întâmpla decât să tacă Dumnezeu în dreptul cuiva. Nu-i mai răspunde nici prin vise, nu-i mai răspunde nici prin urim, nu-i mai răspunde nici prin proroci. Și omul acesta, în nebunia lui, căuta pe cineva printre cei morți să întrebe pentru cei vii. Se duce la acea femeie care chemea duhurile morților și îl întreabă, pe cine vrei? Nu știi ce a făcut Saul, cum a izgonit din țară pe cei ce chemau pe morți, pe duhurile morților? Și femeia aceea, el îi spune, n-ai nicio frică, nu ți se va întâmpla nimic, pe cine vrei să ți-l aduc? Și a spus, cheamă-mi-l pe Samuel. Și când l-a văzut, femeia a scos un țipăt, a strigat și a spus, tu ești Saul. Și a spus, nu ți se va întâmpla nimic rău, dar cum e la chip? Și a spus, văd o ființă dumnezeiască ridicându-se din pământ. Este un bătrân încins cu o mantie la brâu și stă de vorbă cu Saul și spune, ce mai tulburat când Domnul s-a depărtat de tine. Mâine tu și fiii tăi vei fi împreună cu mine aici. Și a trecut ziua și în următoarea zi
omul acesta căruia i-a vorbit Dumnezeu, Saul și încă trei fii al lui au murit uciși de sabie acolo pe muntele Gilboa de către filisteni. E trist când nu mai vorbește Dumnezeu, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu încă astăzi mai vorbește și Dumnezeu încă astăzi ne mai iubește și încă Dumnezeu ne mai cheamă și astăzi la El. Și mai sunt încă atâtea exemple de oameni care n-au ascultat și au plătit greu. Nu știu de ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, dar poate este vreun suflet aici căruia i-a vorbit Dumnezeu și care în seara aceasta Dumnezeu îi vorbește și îl cheamă. Eu mai spus încă o dată să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, care încă te mai cheamă, care încă te mai așteaptă să vii la El. Aș vrea ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre și să nu treacă o zi, să nu treacă o zi în care să nu auzim vocea lui Dumnezeu. Îi plăcea lui Dumnezeu să vorbească în fiecare dimineață cu omul, în răcoarea zilei să stea de vorbă cu Adam, cu cine să vorbească dacă nu cu omul pe care l-a făcut după chipul și asemănarea lui, spune aici cuvântul în Genesa. Îi place lui Dumnezeu să vorbească cu mine, să vorbească cu tine dimineața când te scoli, prin răsăritul soarelui, prin apusul lui, să stea de vorbă cu tine, prin cuvânt, prin scriptură, prin natură, prin vise, prin proroci, prin vedenii. Îi place lui Dumnezeu pentru că ne vrea cu El în glorie. Îi place lui Dumnezeu și aș vrea ca bunul Dumnezeu să-mi vorbească în fiecare zi a anului, să-mi vorbească în fiecare zi a vieții mele. Însă mai așteaptă Dumnezeu ceva de la mine ca să fiu un împlinitor al cuvântului Lui. Și cum îmi vorbește El mie, să-i vorbesc și eu Lui. Între toate făpturile de pe pământ, numai omul vorbește. Și eu trebuie să vorbesc cu Dumnezeu și eu trebuie să-i spun lui Dumnezeu prin rugăciune, să aduc la cunoștința lui mulțumirile mele. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile față de El, să întreba psalmistul. Cum le poți răsplăti? De când aducându-i mulțumiri cu gura ta, cu gura mea. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și anul acesta să ne ajute să fim mai aproape de El, mai sensibil la cuvântul Lui. Și așa cum făcea Samuel altădată, nu lăsa să cadă la pământ niciun cuvânt al Domnului. Dumnezeu să ne ajute să strângem cuvântul Lui în inimile noastre și să trăim numai și numai pentru El. Amin. Urmează să încheiem prima slujbă a anului 2014. Suntem aici în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce are rezervat pentru noi în anul 2014. Un lucru este cert, că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Este un mister cât vom sfârși anul 2014, dacă Dumnezeu va îngădui. Nu știu câți dintre noi vom avea un an al împlinirilor, al satisfacțiilor și a binecuvântărilor, dar pentru orice are Dumnezeu pregătit pentru noi, să-i spunem, Doamne, mă încredințez în brațul Tău. Vreau să Te am pe Tine în fiecare zi. Să fie anul 2014, anul când vine Domnul Iisus după biserică, oare se poate să fie? Stimată biserică,
Oare s-ar putea să fie anul când vine Domnul după ai săi? Biblia spune că ziua și ceasul acela și momentul când vine Domnul Iisus după biserică nu e știut decât de Dumnezeu. E rezervat în economia și în înțelepciunea și decizia lui Dumnezeu când va veni. Dacă anul 2014 va fi anul în care Domnul vine după ai lui, Dumnezeu să ne ajute să fim gata. Tineri dragi care poate sunteți cu foarte multe planuri și foarte bine să le faceți. Așa trebuie să le facă tinerii și așa trebuie să le facem fiecare dintre noi. Biblia spune că pe tot ce pui mâna să lucri cu hărnicie, anul 2014 să fie un an în care să fim hotărâți pentru Dumnezeu. Un an în care poate Domnul ne mai dă timpul ca să facem ceva pentru El. Și cum spune Apostolul Pavel la Romani 2:4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă sau mă îndeamnă la pocăință. Anul 2014 s-ar putea să fie un an, o ușă deschisă în care Dumnezeu să spună, te-am tot chemat, te-am așteptat. Vreau ca să-ți dau posibilitatea să te întorci. E pilda Domnului Iisus Hristos care spune că s-a dus la smochin și n-a găsit rod în el. S-a hotărât să fie rezolvată problema altai. Dar s-a găsit acea voce care a spus, mai lasă-l și anul acesta. Fie anul 2014 un an în care Dumnezeu să găsească răspuns în inimile noastre. Și să-i spunem, Doamne, orice ar fi și orice s-ar întâmpla, facă-se voia Ta în viața mea. Dacă vrei să te rogi așa împreună cu mine, Dumnezeu e gata să fie alături de tine. Ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea rugăciunea aceasta să fie o rugăciune de încredințare a vieților noastre, a familiilor noastre, a tinereții noastre, a bătrâneții noastre, a succesului, a insuccesului nostru, a frământărilor care vin peste noi, a bisericii, a viitorului ei, în brațul lui Dumnezeu și Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne întărească. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru!